Bună dimineața! Bună dimineața de aici, dintr-o parcare din Polonia. Imediat îți arăt, este o parcare foarte, foarte faină și mare și safety. Nu de mult m-am trezit. Dai să strâng ăsta. Vreau să mă pun să îmi fac, bineînțeles, un cafea. Vreau să pun și asta aici. Cei care folosesc, ca și mine, să zic așa, butelie și foc și chestii din astea în camion, să aveți foarte mare grijă. Am mai văzut colegi care dau drumul la asta și... mă rog, ies afară, merg în altă parte și lasă butelia asta nesupravegheată. Nu este ok, este foarte periculos. Nici patul nu l-am făcut. Mi-am așezat aici frumos tricolorul. Hello! Nu știam ce a pornit. 9:47. Tot e bine, zic. Ideea care este, eu am venit ieri, da, ieri am venit 600 de kilometri de acolo, de la 700, cred că, de la Viena, pe Gol, până aici în Polonia, și m-am culcat, am ajuns undeva dimineață, m-am culcat, am dormit vreo 4 ore, m-am trezit, și când m-am trezit, m-a usturat gâtul, știi? Am simțit muci și zic, mamă, ceva nu e ok, frate. Și astăzi, parcă așa, ochii mă dor. Rău mă dor, ochii mă dor. N-ai să crezi. Și cred că am răcit destul de bine, pentru că ieri am fost... nu prea sunt adeptul medicamentelor, mă rog, deloc. Și am aici cu mine în geantă, de când am ieșit pe comunitate, cred că, ceva pastile, mă rog, pentru orice eventualitate, știi? Și am luat ieri și am făcut un Coldrex din ăla, cred că se numește, nu mai știu, în sfârșit, de pace. Și mi-am făcut aseară un Coldrex, da, că era pe seară, și zic, mă pun să dorm, iar. M-am mai pus o tură la somn, iar m-am trezit. Păi acum am trezit, îmi trimite mesaj, zice, cred că o să avem cursă noaptea asta. Zic, tu la vetă, unde merem, bro? Zice, nu știu, încă vedem, știi, te anunț. Nu, zic, bine. Și pe la 12, pe la 8 seara, nu știu ce 8, mă, pe la 6. Iar m-am pus să mai dorm o tură. Și... la 12 m-au sunat, că mi-au trimis-o un mesaj, dar... zic, mi-au trimis-o un mesaj, dar eu n-am auzit. Am aici toate cele. Mi-au luat de la ăștia niște ceai din ăsta și niște mentă. Polska mentă. Mi-au luat cafea. Un pachet din ăsta mic îl aveam. Am dat pe un pachet din ăsta de Jacobs 27-28 de lei, din ăla de 500 de grame, să fie cafei. Mi-am luat și pipe, mai am un carton dincolo de leme. Și am aproape cam tot ce îmi trebuie. Vreau să-ți arăt, pentru că țin în mod neapărat să-ți arăt unde sunt și îți explic și de ce. Pentru că aici sunt, mă rog, stații din astea de alimentare, știi? Pe ecouri. O să pun mai întâi de toate așa, cât să-ți iei tu coordonatele, poate ți trebuie. Bun, și acum îți explic. Sunt într-o zonă din asta. Sunt
cred că până în Germania mai sunt vreo 10, 15, 20 de kilometri maxim. Maxim. Din Polonia în Germania, pe partea asta pe sus, pe aici. Cred că mai sunt, dacă nu mă înșel, vreo 80 de kilometri până la Dresna. Cred că da. Deci ideea este că eu am venit odată aici, tura trecută sau acum două dăți, și am alimentat. Și am văzut tot spațiul ăsta, dar ideea nu e asta. Ideea este că după ce am alimentat, zic, bă, unde plătesc? Că pompa de motorină am găsit-o. Mamă, zburăm, frate! Gata, Elon Musk, stai relaxat, totul e bine. Și zic, bă, dar unde plătesc? Și îl întreb pe unul din ăsta, îmi punea motorină și zic, bă, unde se plătește aici? Zice, la Carrefour. Mamă, zic, ăsta își bate joc de mine, e nebun la cap. Mă duc la Carrefour să plătesc atunci. Zic, bună, am băgat o turnă de la pompa, nu știu care, zic, am venit aici să plătesc, dați și patru chiftele, ce să zic. Și zice, sigur că da, zice, cu ce plătiți, cash sau card? Hopa, tașcă e pe bune, zic. Și se plătește înăuntru, în magazin. Magazinul Carrefour este destul de mare și este deschis non-stop. Parcarea asta de aici, o să ies imediat afară, mai încolo, nu chiar imediat, are camere peste tot, e supravegheată, e foarte, foarte ok. Eu am marfă acum, bineînțeles. Băi, nu știu dacă și voi folosiți. Eu folosesc cofeta din asta, știi? Și mi-am pus în cutia asta aici, pentru că nu pot să-mi iau tot timpul lapte, ca să zic așa, știi? Și îmi pun praf din ăsta de cofeta, pentru mine e foarte ok. Mă, deci cred că n-am mai fost răcit, frate, din clasa a doua, bă, băiatule. Mamă, dar e o răceală așa, ciudată, oricum răcelile din ziua de astăzi nu mai sunt ce au fost odată. Știi tu ce zic, da, normal că știi. Să punem aici pe cofenitos. Am lăsat ăsta la cât? La 25 era, acum l-am dat la 24. Pentru că mi s-a părut că nu este calmă și m-am învelit încă și cu pătura, frate. Bineînțeles că dorm în pantaloni scurți și în tricou. Ia uite, exact ce trebuie, băbiță. Hai hop! Hai hop, hai hop. Hai ho, hai ho, mă, era. Merge, mă! Hai hop, hai hop. Nu-i problemă. Să mă pun să... Mi-am luat semințe de acasă, bro. Da? Mi-am cumpărat și de aici, de la ăștia, că am găsit și aici. Ideea este că toată Europa asta nu găsești semințe, frate, cu de care... Ce mai aici? A, ah! 3 luni, nu nesc cafe, frate, mi-am luat două din astea. Da, mă, cum să nu? Băi, deci sunt foarte ieftine, mă, la ăștia aici, jur. Atât de mult îmi place Polonia asta, frate, sunt organizați. Au șoseaua care trebuie. E foarte ok, frate, au parcările care trebuie. Foarte, foarte ok. Băi, trebuie să mă pun să fac aici pătucul. Trebuie să pun ăștia. Așa. Bă, da, am niște, nu te supărea pe mine, dar trebuie să zic, am așa niște muci din aia albi, știi? Zici că sunt diplolipici din ăla, serios. Nu am mai pomenit așa muci albi. Cine știe, frate? Parapapam, parapapam. Nu stai așa un pic, trebuie să lasă asta jos. Aici am. Aici am niște tricouri din alea vechi care le folosesc la zi, mai șterg pe aici, mai, știi? Așa. Stai să iau asta. S-o pun de aici. Hai, mă, dă-te jos. Așa. Și pe ăsta acolo.
și să mă așez aici. Ăsta. Așa. Și aici de desubt. Excelent, ros. Și pe doamna paturică. Mamă, dar atât a dormit, nu mai pot să mai dorm, jur. Oricum, o să mai dorm astăzi pe zi, pentru că la noapte trebuie să merg. Știu unde trebuie să merg, frate. Unde am fost anul trecut în Italia, la San Salvo, îi spune, unde am fost acolo la mare, știi? Foarte tare a fost. Nu stai să-mi pun și astea din coace acum? Nu știu, probabil că sunt oameni care au anumite chestii ca și mine. Ideea care este, eu dorm cu capul și acolo, și acolo nu mă deranjează. Mai mult îmi place parcă să dorm aici, dar nu mă deranjează nici acolo. Depinde cum este camionul poziționat, știi? Eu m-am dus încolo, dar după aia m-am întors, pentru că era un alt camion în spatele meu și zic, bă, să nu stăm cabină în cabină, știi? Și zic, mă duc un pic într-o parte. Este aici un nene cu frigul. Uite, l-a ieșit acum. Ce faci, frusecuri? Dacă faci dulce, vin și eu. Dacă ai scos aia de ulei, mă gândesc că nu faci dulciuri. Dar nu, nu m-a deranjat. E foarte ok. Așa. Haideți dumneavoastră. Pac, pac. Pac, pac. Bun, până aici. Sticlele astea cu apă. Păi, ar trebui să o pun aici. Așa. Puteți să lăsă asta mai încet. Așa. Aici m-am luat. Mi-am luat ieri o cola. O cola, un Pepsi din ăsta. Și un hot dog din ăla. Și-a fost 12 lei. Ce ai făcut, bobiță? Zic că mai vin la ăștia. Dar mă, sunt foarte ieftine și nebun la cap. Trebuie să mă asta pe mine. Vreau să ies afară. Așa. Și așa. Bigaso. Liniște, fain. Magazin deschis de stop. Stai acolo. Mersi. Ieri, fii atent, am scăpat. Stai că trebuie să-ți arăt. Bă, fii atent ce am făcut ieri. Vezi aici? Gaura asta. Vezi? Deci gaura aia de acolo. Îmi scăpa niște jar din ăsta de la țigară. Și fii atent ce am mai lucrat. Mi-am spart și șoseta, bro. Serios. Vezi? Mai merge așa până se jăgăresc și după aia le arunc. Dacă nu, să văd dacă este vreo vulcanizare prin zonă. Pe aici se zice să-mi pune ceva petic din ăla, știi? Sunt ceva vulcanizări din astea. Îmi pune un petic și o mai duc așa cu ea dacă e, știi? Dar așa m-am enervat, frate. Zic, tu l-ai vătă? Zic, fii atent. Opa. Nu, fii atent ce fain e. Sunt mai multe firme pe aici, nu știu ce. De toate camioanele astea sunt de UA. Ăsta nu era în spate aici, nu știu. Era tocmai ăla cu Scania albastră, știi? Pe toți tâlpii ăștia este, sunt camere, vezi? Și e super mare, acolo este alimentează și partea este și magazinul. Azi noapte a fost minus un grad, frate. Ce taie ăla acolo? Face ciorbă, cine știe. Aici e spălătorie de camioane. Ia uite.
Pie parking. A, aici e cu plată, ești nebun la cap. Serios? N-am știut. Nu, lasă că dacă trebuie să plătesc, plătesc marți. Am vrut să mă pun la gard acolo, dar nu m-am mai pus acolo. Nu știu dacă toate parcările astea sunt cu plată aici. Dar asta de aici probabil că este, cine știe. Hai, stau așa pe afară un pic pe la soare. Am dat o raită, bă, dar ce mișto e cu box, frate, nu-ți bas capul de nimic. Uite, ăsta a plătit. Foarte ok, bro. Deci e parcare cu plată, probabil, știi? Ce naibii asta, bro? Că acum văd. Bro, ce e asta? Omul, bro, eu n-am mai văzut din ăsta. Se vadă câți kilo, e un fel de apometru, cred că, frate. Din ăla se vadă câți kilometri face roata. Ce n-ai bine ăla, frate? Nici n-am văzut până acum aici, nu. Da, mă, cred că e parcare cu plată. Dar nu știu unde trebuie să plătești aici și nici nu mă prea interesează. Dacă vine cineva, mă duc și plătesc. Dacă nu, nu. Bine, bă, ce să fac, eu știu. Ah. Mai stau un pic cu termin pipa. Și ai vedea ce mai face. Mă duc mai încolo la magazin. Mă pregătesc, vreau să mă duc până aici la magazin. Ideea este că mie nu prea îmi place să stau tot timpul în camion așa, îmi place să merg, să umplu, să mă plimb, știi? Trebuie să-mi iau telefoanele astea cu mine. A schimbat telefonul de la lucru, mă, că era problemă, știi? Am luat un din ăsta. Nici nu știu cum se numește. Arată foarte ok, numai că e cu meniu altfel. Stai să zic cum se numește ăsta. Unde trebuie să dau? A, aici, stai așa. A, hai că am găsit, bro. Despre telefon. Ideea este că ne trebuia un telefon cu 5G. Dar eu cred că este problemă de cartelă, frate. Tind să cred că ăștia de la Orange nu prea e ce trebuie pe afară, știi? Aveam o plasă cu mine, dar nu o mai găsesc. No, hai afară. Oh. Ce bine e. O, ce fain stă tricolor acolo sus. Să vezi ce frumos se vede noaptea. No, fii atent, aici au și din ăla de truck shop, ceva magazin. Foarte ok, frate. Carrefour e aici, mă. No, fii atent câte chestii aici, frate, numai pentru mașini. Foarte aprovizionată asta aici, mă. Foarte ok. Ia uite, și din astea încă și butelii au. Gata, le-a fost și la cumpărături. Treaba e bună.
Am cheltuit 253 de pâlenuri. L-am luat un carton din ăsta de pipe. Este leme lung roșu. Am plătit 165. Moment că trebuie să socotim. Și facem așa. Bine, mă lasă. 165 de pâlâneuri din astea sunt 188 de lei. Adică 18 lei 80, nu? Bine zic, da. 19 lei, un pachet de leme roșu lung. E bine. Mi-am luat o priză din asta. Să fie. Ceva dulce. Altceva dulce. Și vedeta vedetelor. O lămâie, bro. Dar cum să nu? Ceva de pus pe pită. Și ceva de pus în burtă. E ok. Aș vrea astăzi... A, mai luat ceva. Te-am păcălit, vezi? Și un din ăsta. Să fie. Aș vrea să mă pun să-mi fierb niște ouă. Am 10 ouă, mă gândeam vreo 6 să le fierb. Trebuie să-mi fac un ceai, să iau un fervex din ăla. Și am vedea ce am mai fi. Păi da. Hai că mi-am făcut curaj. Să las asta la încărcat. Să... Aici mai am ciorbă din astea de acasă. Niște fasole din aia bătută. Dar vreau să-mi fierbă ouă. Să închid ăsta. 1. Vreo 6 aș fi vrut. Stai să văd cât în cap aici. A, super. Intră și ăsta. Nu faceți și lui loc aici, că și el vrea. Așa. Vedeți cum vă înțelegeți voi. Așa, bun. Ia uite ce găină. Tule, mama dragă. Găina bătrână face ciorba bună. Așa. Trebuie brichetus. Waters. Ok. Așa. Haide. Of, ce mai e pe aici, Vasile, Vasile? Băi, stai. Da, mă, o să pun din ăsta de la Brototalco, frate. Hai de capul, toate sunt faine de la Brototalco ăsta. Să pun ăsta aici. Așa. Doamne, la butelie, băi, n-am mai învelit butelia asta, mă. Ar fi trebuit să o învelesc. Ia uite, vezi? Mai scapă gaz. Foarte bun ăsta. Stai să pun și ăsta. Nu știu dacă pot desface, că așa îl strâng. A, este. Așa. E prea plină, știi, și de asta. Învârtită e cum te învârți tu de obicei, pe invers. Așa. Bun. Bun de tipar. Și asta. Punem aici pe doamna butelie. Bate mai puțin vântul pe aici. Unde e ăla? Acolo. Deschidem cartea cărților. Punem aici. Ceva de genul. Nu las că își revine. Apa trebuie să pun aici. Am luat aseară apă de la Amazon. Așa.
știi, după ce am uitat să mă uit aici la ăștia, după teraflu sau din alea, știi? Da, mai am vreo 3-4 plicuri din alea, nu cred că or să mai întrebuiască. Îmi trag nasul, n-am ce face. Și te-au dat drumul la spălătorie, spală camioane acolo. Ce faci, mă? În sfârșit, trebuie să facem așa. Nu, no, îl las aici, la un moment dat sigur or să fiarbă. Asta așa pe afară. Păi da. Opa. Am aici ceva ceaiuri care nu le-am mai folosit. Îs prin spate pe acolo, pe undeva. De pace. Vreau să desfac ceaiurile astea. Și să pun asta. Așa. Mamă, ce bine. Chiar miroase. Foarte fain. Acasă am fost când, anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu când. Și mi-am adunat sunătoare din aia de pe bloc, de pe câmp, știi? Eu iarna chiar consum ceai, frate. Și îmi place. Mai ales seara, mai fac așa cât un ceiuț, știi? Uite, aici sunt plicurile. A, e câte unul, ok. Lasă-l aici. Dă și un din ăsta. Mamă, dar ce puternic miroase, frate. Nu știu, mie chiar îmi plac produsele ăstora din Polonia. Serios. Te plimbi, a? Păi ce să faci? E ok. Pun ăsta aici. Înapoi. Așa. Am aici acum foarte multe lucruri. Am zis că într-o zi o să trebuiască să fac și curat pe aici. Uite și o cană am găsit. Am aici niște miere sau cel puțin cred. Nu găsesc așa. Stai așa. Unde ești, mă? Tu le-ai, mamă, de la vecie aici, numai balaur. Bă, dar nu o văd, mă. Unde o fi? Stai, o să pun asta așa. Doamne ferește, frate, câte lucruri sunt aici. Dar unde ar putea să fie, măi, mierea aia? Serios. Uite-o, bro, am găsit-o. E ok. Punem și ăsta aici. Diseară să-mi fac un cofitos. Așa. Plicurile să le pun. Mai întâi pun plicurile, pun apă fiartă. Știi? Și după aia, la final, voi pune... Trebuie lingurița. Voi pune mierea. Pam, pam. A conceput asta să fiarbă, bro. Cât o fi ceasul acum? E și 26. Cam 33-34. Pe acolo trebuie să le opresc. Zice că dacă îl lași 5 minute e mai moale. Așa, îmi place moale, nu zic că nu, dar trebuie să le fier mai tare, pentru că le voi pune la rece. În sfârșit, din astea. Trebuie să pregătesc aici și apa. Aici.
suficient, că un fierbânt o dau un clocot, îl pun acolo și după aia mai completez dacă îmi mai trebuie. Să mă pun după aia să fac și curat. Păi da. Fierbeți, fierbeți. Treaba e bună. Dar îmi place aici, bro. Serios, chiar îmi place. Trebuie să-mi las aici pipa asta. Așa. Și apa. Trebuie să mai arunc un pic din sticlele astea, frate, că în vară chiar mi-ar trebui, pentru că luam apă să umplu bidoane. Acum nu prea mai am nevoie chiar așa mult de apă, știi? Trebuie să-mi scot ăsta de aici. Uite că a pornit ăsta. Nu lasă să meargă. Vreau să-mi pun un pic și laptopul la încărcat. S-a prins? S-a prins. Trebuie să iau de aici asta. O fi atent, frate, l-am scăpat jos. Ce ondulat e. Te ia râsul, frate. Mamă, bine că mere. Îl am de vreo 3 ani, 4 ani. Și chiar e foarte ok. Am fost foarte mulțumit. De obicei am foarte mare grijă de lucrurile mele și de ale altora. Dar uite, cu ăsta am fost un pic neatent și s-a întâmplat asta. Îl las așa în sus pentru că dacă îl las jos vine pe mufa asta și să nu se strice, știi? În sfârșit, știu eu. Am aici așa din asta o lămâiță, o să vreau să pun acolo. Dar tot așa după ce se mai răcește un pic, știi? Bea o gură de cafea. Câte ceasul? Și 32. Mai las un pic să mai fiarbă ouțul. Ia uite, a curățat-o, faină, elegantă. Frumos, bă, frumos aici la ăștia. No, hai, bro, că ajung atâta. Cât ori fiert. Să iau două din astea. Aici. Să scot de aici o lingură. Asta e. Așa. Stai aici până mă întorc. Te rog. Ah, stai să iau apa. Am pus aici. Da, păi, e și 34, cred că-s ok, că fierb de ceva vreme. Normal, zic ei, să se cojească mai ușor ar trebui puse în apă rece, dar eu am observat că nu este nevoie. Trebuie să scorg un pic de apă din asta. Așa. Afli dacă este fiert, e un ou și trebuie să-l învârți. Și dacă se învârte, înseamnă că e fiert. Da. No, bun, asta o să rămân aici. Aștept să-mi fiarbă apa la ceai. Da, da, eu i-am zis să... Cam tot ce este de făcut, ca să zic așa, știi? Da. Bă, am răcit, da, frate. Când ai nevoie de beco, de astea, am văzut de vezești pe urăși. Da, da, da. Așa am răcit să-mi bat piciorul, frate. Mi-am făcut un ceai acum să mănânc un pic și să mai iau un cold rex din ăla. Tu ce faci? Da, bani, păi el se va frumos acolo, știi că n-ai treabă, nu-ți ia nimeni. Eventual, abia auzi, fii alții stii, știi?
În Austria, acolo am înțeles că ăștia sunt mai ticăloși, știi? Și-ți dă amendă. Dacă ai ghinionul, știi? Da, nu, dacă ai ghinionul. Da, eu am intrat și la control în Austria, pe la cântar. Da, asta, exact asta zic și eu, că și eu am fost și nu mi-a zis nimeni nimica. Eu cred că tind să cred că depinde de milițieni, știi? Da, contează mult. Da. Stai să-l storc lămâia. Ce zici că nu te-am auzit, bro? Cobor să-mi fac, să mă apuc să gătesc pentru zilele astea. Na, ne auzim dacă e mai târziu. Bine, bro, spor la treabă. Na, hai, mersi, pa. Pa. Vreau să îmi pun niște lămâie din asta, știi? M-am stors. Așa. Trebuie să pun aici. Stăteam de vorbă cu Alex. Stai așa. Asta. Aici. Acum nu știu cât o să mai reziste lămâia asta, de era bine dacă puteam să păstrez o parte din ea și să o lipesc aici cu niște din alea de zbași prin dinți, cum le zice? Scobitor, exact? Și ar fi rezistat mai mult, dar poate mâine mai îmi fac un ceai, o las așa într-o din asta, știi? Dă-i pace că bine a fi. Așa, ăsta e aici. Ăsta aici. Așa, ce vreau să iau de aici? Cred că o să mai mănânc un șnițel. Mai am niște șnițel de acasă, știi? Brânză, da, vreau. Mersi. Trebuie să îmi pun aici asta. Vorbeam cu Alex, frate. Alex este care m-a adus la Amazon, să zic așa. Și mă bucur că în ziua de astăzi încă mai sunt oameni. Oameni. Înțelegi ce zic? Despre asta zic. Mi-am făcut ceaiul între timp. Vreau să bag și niște miere din asta. Așa. Pun aici înapoi. Și o să mănânc două ouă, un șnițel, niște brânză. După care o să vreau să mă pun să fac curat, să aerisesc, dau drumul la căldură, dau drumul la laptop, editez clipul ăsta ca să îl ai tu în seara asta. Și după aia o să încerc să dorm mai încolo. Cât este? 12:52, este 13. Cam pe la 2-3 mă ia somnul pe mine. Dorm așa vreo oră și ceva. Și după aia sunt ok. Treaba e bună astăzi. Yo. Se urmărește încărcătura. Ok, bro. Ei, pardon, mă scuzi. Vorbeam de steagul ăsta, știi, pentru că ăsta de LED-uri. Pentru că atunci când îl ai în parbriz, priști amenzi mai mari prin Austria, știi, eu tot timpul l-am avut acolo în geam, n-am avut probleme. Ideea e că reclama aia mea nu mai merg ventuzele alea ca lumea, nu mai funcționează, ca să zic așa, știi? Și am preferat să le pun aici sus și se vede foarte fain de afară și nici nu se vede ce este pe acolo în patul de sus. Așa m-am gândit eu. No, mă pun să mânc.